nici corespunzător pentru înzestrarea acestor cu utilaje necesare, care să devină un centru specializat de gimnastică. Astfel, la finele anului 2012 au fost finalizate procedurile tehnice, iar la începutul anului 2013 a fost importat primul lot de utilaje performante pentru gimnastica ritmică cu vârf specializat și gimnastica aerobică cu vârf specializat, iar care ulterior au fost donate Școlii Sportive Speranța și Liceul Municipal Sportiv cu profil sportiv din municipiul Chișinău. Stimați colegi, acest proiect de lege vine pentru a încuraja, în primul rând, copiii să practice această activitate sportivă. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa autorului sau în calitate de președinte de comisie, întrebări nu sunt. Vă mulțumim frumos, domnul Creangă. Vă mulțumim frumos. Te să luați loc. Raportul l-am repartizat tuturor deputaților. Dacă eventual sunt întrebări în adresa comisiei pe marginea raportului, nu sunt. Vă mulțumim frumos, domnul Creangă. Se supune votului proiectul de lege privind importul unor bunuri materiale numărul 47 din 4 martie 2015. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați pentru lectura întâi. Majoritatea. Se supune votului pentru lectura a doua proiectul de lege privind importul unor bunuri materiale. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. Pe sectoare, vă rog frumos rezultatele. Sectorul 24. Sectorul 2, 36. Sectorul 3, 26. De voturi a acumulat acest proiect de lege, respectiv proiectul de lege privind importul unor bunuri materiale, numărul 47 din 4 martie 2015, a fost aprobat. În continuare, se propune spre examinare proiectul de lege privind importul unui autovehicul, numărul 48 din 4 martie 2015, îl prezintă la fel domnul Ștefan Creangă. Stimați colegi, stimate domnule președinte, onorată asistență, prezentul proiect a fost elaborat ca urmare a donației efectuate de către Uniunea Europeană de Ciclism, care este cea mai importantă organizație ce se ocupă de dezvoltarea ciclismului la nivel european și are în prezent în componența sa 48 de federații naționale ale statelor de pe continentul european. În vederea susținerii dezvoltării ciclismului în Republica Moldova, a fost donat un autovehicul marca Iveco Deli, din anul fabricății 2014, pentru ca îmbunătăți baza tehnico-materială a Federației de Ciclism din Republica Moldova. Vehiculul va fi utilizat pentru transportarea lotului național de ciclism, care reprezintă Republica Moldova la competițiile internaționale. În prezent, deplasările lotului național are loc cu utilizarea transportului personal a antrenorilor și sportivilor, ceea ce presupune multiple costuri suplimentare și dificultăți adiționale pentru sportivi, care au drept scop obținerea cel mai bune rezultate pentru țară. Pentru adoptarea prezentei legi se va contribui, prin adoptarea acestei prezente legi, se va contribui la îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a Federației de Ciclism din Republica Moldova și va constitui un suport pentru îmbunătățirea rezultatelor sportive moldovenești și promovarea imaginii Republicii Moldova la nivel internațional. Stimați colegi, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa autorului sau în calitate de președinte de comisie, domnul Creangă. Nu sunt, vă mulțumim frumos. Se supune votului proiectul, pentru prima lectură proiectul de lege privind importul unui autovehicul numărul 48 din 4 martie 2015. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. Vă mulțumesc frumos. Se supune votului în lectura a doua și ultima proiectul de lege privind importul unui autovehicul numărul 48 din 4 martie 2015. Vă rog frumos să votați. Vă mulțumesc. Rezultatele pe sectoare? Sectorul 24. Sectorul 2, 36. Sectorul 3, 26. Cu 86 de voturi, proiectul de lege a fost aprobat și în lectura a doua, proiectul de lege privind importul unui autovehicul numărul 48 din 4 martie 2015. În continuare, se propune spre examinare proiectul de lege privind importul unor bunuri numărul 98 din 25 martie 2015. Domnul Dimitriu, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, prin derogare de la prevederile Codului Vamal al Republicii Moldova, se permite cu titlul de excepție
Asociația Obștiești Moldo-Germania, Centrului Cultural Spiritual Hosana din Cea Lungă, introducerea în țară sub plasarea sub regim vamal de import a unui autovehicul clasificat la poziția tarifară 8703 de marca Mitsubishi, donată de cetățeanul Republicii Letonia cu scutire de plată dreptul de import fără drept de înstrăinare. De asemenea, Consiliul Raional Bungheni se permite introducerea în țară și plasarea sub regim vamal de import a unei auto speciale pentru stingerea incendiilor marca Mercedes, dotată cu echipament special, clasificată la poziția tarifară 8705, anul fabricării 1985, cu scutirea de plată dreptului de import fără drept de înstăinare, donată de Republica Estonia. De asemenea, se permite societății comerciale Impex SRL din raionul Strășeni, satul Lozova, introducerea în țară și plasarea sub regim vamal de import a unor clopote cu greutatea 4, 8, 16, 32, 43, 62, 115, 230 și 460 de kilograme, clasificate la poziția tarifară 8306, procurate de la SRL Italmas, Federația Rusă, destinate mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din raionul Ialoveni, satul Suruceni, în baza contractului de donație, cu scutirea plății dreptul de import fără drept de înstrăinare. Rog susținerea acestui proiect de lege și dacă sunt întrebări. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa autorului, domnul Lipski, vă rog frumos. Domnul Lipski, vă rog frumos. Da. Mulțumesc frumos. Întrebarea mea, care sunt criteriile care trebuie să corespundă organizațiile obștiești ca să primească donații din partea persoanelor fizice? Din străinătate. Nu, vă mulțumesc pentru întrebare. Asemenea întrebare am avut și la Comisia Raportară de Economie, Buget și Finanță. Vreau să vă informez că referitor la această donație pentru organizația obștească, Comisia Raportară, precum și Guvernul, au dat aviz negativ. Și urmează Parlamentul să ia decizie. Vă mulțumim. Mulțumim, nu mai sunt alte întrebări în adresa autorului sau a comisiei. Propunem votului proiectul de lege privind importul unor bunuri, numărul 98 din 25 martie 2015, pentru prima lectură. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. Majoritatea. Supun votului pentru a doua lectură proiectul de lege privind importul unor bunuri, numărul 98. Mă scuzați, raportul comisiei, domnul Ștefan Creangă. De pe loc. Da, mulțumesc, domnul președinte. Pentru lectura a doua, doar vreau să fac o singură mențiune. Urmează a fi votat în strictă conformitate cum a fost aprobat la comisie, adică proiectul de lege fără litera A. Citiți-l cel mai bine pentru stenogramă. Astfel, reieșind din cele expuse, Comisia Economie, Buget și Finanță propune proiectul de lege în cauză spre examinarea Parlamentului și adoptare pentru lectura a doua, ca fiind lectura finală, cu excludere litera A din proiectul de lege, fapt pentru care Guvernul nu s-a expus pozitiv la litera A. Același lucru am menționat și autorul. Mulțumesc. Vă mulțumim cu remarca respectivă din partea președintelui Comisiei. Supun votului pentru lectura a doua proiectul de lege privind importul unor bunuri, numărul 98 din 25 martie 2015. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. Vă rog frumos rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 24. Sectorul 2, 37. Sectorul 3, 25. Cu 86 de voturi, proiectul de lege privind importul unor bunuri, numărul 98 din 25 martie 2015, a fost votat și în lectura a doua, ultima. În continuare, proiectul de lege se propune spre examinare proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului, numărul 108 din 31 martie 2015. Vă rog frumos, cine prezintă? Domnul Agache, vă rog frumos. Stimați colegi, onorată asistență, propun
Prezentul proiect de hotărâre a Parlamentului prevede modificarea componenței nominale a câtorva comisii. Conform regulamentului Parlamentului, la acest proiect sunt anexate procesele verbale a fracțiunilor Partidului Democrat și a fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova. Și prevede modificarea după cum urmează. Domnul Nicolae Dudoglu se revocă din calitatea de secretar a Comisiei Drepturilor Omului și Relații Interetnice. Doamna deputată Aliona Goța se alege în funcția de secretar a Comisiei respective. Și domnul deputat Eugeniu Nichivărciuc se alege în funcția de secretar a Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. În acest context de idei, solicit susținerea plenului Parlamentului pentru acest proiect de lege. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări în adresa autorului? Nu sunt întrebări, vă rugăm frumos, doamna Raisa Polschi, președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, să prezentați raportul Comisiei. Stimate domnule președinte, onorat Parlament, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre din 31 martie 2015 privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului, inițiativă legislativă a unui grup de deputați. În conformitate cu prevederile proiectului, se propune modificarea componenței nominale a comisiilor permanente care vizează membri din partea fracțiunii Partidului Liberal Democrat și fracțiunii Partidului Democrat, astfel, așa cum a enunțat și autorul, se propune alegerea domnului deputat Nicolae Dudoclu în funcție de membru al Comisiei Drepturilor Om și Relații Intim și revocare din calitate de secretar al acestei comisii, doamna deputată Aliona Goța și domnul deputat Eugen Chiforciuc se propun a fi aleși în funcție de secretar al Comisiei Drepturilor Om și Relații Interetnice, respectiv și în funcție de secretar al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Comisia Juridică a examinat și procesele verbale ale ședinților fracțiunilor menționate, în cadrul căror s-a decis de a propune Parlamentului modificarea componenței nominale unor comisii permanente. În cadrul examinării s-a propus suplinirea cu următoare propoziții la începutul articolului 1 din proiectul de hotărâre, componența nominală a unor comisii permanente ale Parlamentului se modifică după cum urmează. În rezultatul examinării, membrii comisiei au hotărât cu majoritatea voturilor să propună plenului Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre 108. Și am să dau citire proiectului de hotărâre propriu-zis, cu toate că deja s-a menționat. Articolul 1. Deputat Nicolae Dudoglu, aparținând fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, se alege în funcție de membru al Comisiei Drepturilor Omului și Relații Interetnice, fiind revocat din calitate de secretar al Comisiei Drepturilor Omului și Relații Interetnice. Doamna deputată Aliona Goța, aparținând fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, se alege în funcție de secretar al Comisiei Drepturilor Omului și Relații Interetnice. Domnul deputat Eugeniu Nichiforciuc, aparținând fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, se alege în funcție de secretar al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Articolul 2, anexele numărul 35 la hotărârea Parlamentului numărul 9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului, Monitor oficial al Republicii Moldova 2015, numărul 29-32, articolul 32, se modifică conform articolul 1 din prezenta hotărâre. Articolul 3, prezenta hotărâre, intră în vigoare la data adoptării. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa președintelui Comisiei pe marginea proiectului respectiv? Nu sunt. Vă mulțumim frumos. Se supune votului proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului numărul 108 din 31 martie 2015. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. Majoritatea din cei prezenți, proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului numărul 108 din 31 martie 2015 a fost votat și aprobat. La cererea biroului permanent,
și în baza articolului 46 alineatul 3 propun plenului introducerea pe ordinea de zi pentru examinare și aprobare hotărârea privind aprobarea componenței nominale a delegațiile Parlamentului Republicii Moldova în organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale cu numărul 143 din 9 aprilie 2015. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. Vă mulțumesc frumos. Majoritatea, proiectul de hotărâre numărul 143 din 9 aprilie 2015 a fost introdus pe ordine de zi. În continuare se propune pentru examinare proiectul de lege privind la modificarea și completarea unor acte legislative cu referire la o serie de acte legislative, protecția socială suplimentară unor categorii de populație, lege privind la veterani, numărul 2 din 21 ianuarie 2015. Spre examinare îl prezintă doamna Balmuș. Vă mulțumim. Vă invităm la tribuna principală. Onorat Parlament, propun atenției dumneavoastră proiectul de lege care vine în susținerea veteranilor celui de-al doilea război mondial. E un proiect chinuit pentru că din 2010 încoace, fracțiunea noastră încearcă să-l promoveze, dar fără rezultat. Timpul a trecut, s-au trecut din viață mulți din cei care urmau să se bucure de susținerea și recunoștința statului. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie curent, au rămas în viață 1097 de participanți la cel de-al doilea război mondial, 285 invalizi ai războiului, 375 persoane care au activat în spatele frontului, foști deținuți în ghetouri și lagăre de concentrare, 184, iar persoane care au supraviețuit blocadei, 37. Majoritatea din ei, fiind cu vârsta de peste 85 de ani, au nevoie de susținere și îngrijire specială. În 2001, la 8 mai, a fost aprobată legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, instituindu-se o alocație lunară participanților la cel de-al doilea război mondial, alocație care după 2009 nu a fost revizuită. În 2003 a fost aprobată legea cu privire la veterani, care nominalizează categoriile de cetățeni cu statut de veteran de război, participanții la război și persoanele asimilate acestora, dar și o serie de facilități, măsuri de protecție socială specială. Legile aveau costuri, aveau beneficiari. Acum multe din prevederi sunt sterile, nu mai protejează pe nimeni și nu mai implică costuri. Anume în privința veteranilor celui de-al doilea război mondial. Nu mai e nevoie ca statul să cheltuie pentru călătoriile gratuite în țările din spațiu CSI, articolul 14.1 litera C, pentru că ei nu mai fac astfel de călătorii. Dar nici pe teritoriul Republicii, cu foarte mici excepții, nici de facilități fiscale și nici de tratament sanatorial gratuit odată la 3 ani, nici de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, pentru că de mult nu mai pot munci, nici de concedii de muncă într-o perioadă convenabilă sau concediu suplimentar, nemai vorbind de formare personală sau acces în complexe sportive și multe altele, care au rămas valabile doar pentru veteranii altor războaie, mai recente. Au rămas solicitate doar indemnizațiile pentru deces și funeralii. Așa că e păcat să vorbim despre costuri, dar mai ales e cinic, după scandalurile de corupție și hoție care se țin lanț. Referitor la modificările și completările nemijlocite, privind modificarea legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, esența acestor modificări constă în majorarea cuantumului alocației lunare de stat participanților la cel de-al doilea război mondial de la 400 la 700 de lei lunar. Privind modificarea și completarea legii cu privire la veterani, propunem ca veteranii celui de-al doilea război mondial să beneficieze de protezare dentară cu o compensare din partea bugetului de stat a cheltuielilor aferente mărimei de 4.000 de lei pentru o persoană, în caz dacă aceste persoane au nevoie și se adresează. De asemenea, propunem asigurarea gratuită cu aparate auditive, cărucioare și alte articole după necesitate, pentru că astăzi legea prevede doar articole ortopedice.
Proiectul de lege respectiv mai prevede ca din Fondul Republican de Susținere a Populației, veteranii cel de-al doilea război mondial să beneficieze de un ajutor material unic anual în cuantum de 10.000 lei în ajunul zilei de 9 mai, ziua victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei. Este lăudabilă și apreciabilă decizia Consiliului Municipal Chișinău și a Consiliului Municipal Bălți, care deja au decis alocarea acestei sume veteranilor în anul 2015, declarat de noi an al veteranilor celui de-al doilea război mondial, dar și altor primării care au decis similar. Suplimentar propunem scutirea de plată pentru serviciile comunale a veteranilor celui de-al doilea război mondial, aceste plăți fiind acoperite din bugetul de stat conform unei proceduri stabilite de către guvern. La acest subiect și la prevederea anterioară, consider că trebuie să indicăm și sunt de acord cu propunerile care au venit de la unii colegi, să indicăm responsabilitatea guvernului și un termen restrâns de o lună pentru a evita o eventuală tergiversare, această stipulare în dispoziții finale. Privind modificarea și completarea legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de persoane, prin extinderea categoriilor de persoane care au drept la alocație pentru îngrijire și includerea veteranilor în aceste categorii. Totodată menționez că în caz când veteranul se bucură de un serviciu de deservire la domiciliu sau de asistență personală, el nu poate concomitent beneficia și de această alocație. Legea deja stipulează aceste lucruri. Propun și rog să susținem acest proiect și să ne abținem de la dezbateri cu subiect istoric, politic sau de altă natură. Oamenii vor uita cine a inițiat proiectul sau cine l-a prezentat. Își vor aminti că Parlamentul a adoptat un proiect pozitiv, benefic și apreciat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. În adresa autorului, dacă sunt întrebări, domnul Brega. Mulțumesc, Brega, fracțiunea Partidului Liberal. Deci, cetățenii care dețin statut de veteran de război, la moment legislația egalează, indiferent la care război sunt. De aceea eu am o rugăminte la dumneavoastră și un amendament. La articolul 2, la toate, la litera B, F1, I1, W și mai departe, articolul 3, după cuvintele veteranilor de război, să adăugăm veteranii războiului de pe Nistru din 1992. Acești veterani au îndeplinit datoria sa față de Republica Moldova, au apărat independența, datorită lor noi suntem astăzi deputați, nu trebuie să-i discriminăm. Legea nu permite discriminarea veteranilor de război. Mulțumesc. Domnule deputat, în calitatea mea de coautor la acest proiect, noi insistăm asupra conceptului pe care l-am prezentat, iar ceea ce propuneți dumneavoastră se poate regăsi într-un alt proiect, într-o altă inițiativă, semnată de dumneavoastră și colegii sau de cine va dori. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Brega, precizare. Doamna Valoș, legislația în vigoare nu permite discriminarea veteranilor de război. Cine are statut de veteran de război, sunt egalați toți la același nivel. De aceea vă rog, nu încercați să propuneți alt proiect. Eu știu manevrele astea politice, propuneți alt proiect. Domnul Șterbate, vă rugăm frumos. Noi nu vedem în acest proiect discriminare și insistăm asupra conceptului. Da, vă mulțumesc. Doamna coautoare, sigur că este important că ați venit cu acest proiect de lege. Cu atât mai mult suntem în săptămâna mare, suntem în joia mare, când trebuie să aducem lumină pentru toți. Eu cu atenție am citit raportul expertiza anticorupție. Cred că l-aveți și dumneavoastră. L-am, da. Care acolo direct și explicit ne pun niște întrebări. Eu le pun aceste întrebări și eu pentru a ne clarifica, nu pentru a obstrucționa votarea sau susținerea acestui proiect. Și aici mă refer în primul rând la ceea ce ține de ce vorbea și domnul Brega mai înainte. Avem o lege despre veterani și acolo, deci, trebuie și în legea aceasta să specificăm concret la care veterani să atârnă acest proiect de lege. Fiindcă lăsând loc, nespecificând, atunci o să intrăm într-o chestie care o să ne ducă departe de ideea bună pe care am avut-o împreună cu dumneavoastră de a face.
în cazul că va fi votat acest proiect de lege. Aceasta este prima observație și a doua una foarte importantă. Neastră propuneți ca să fie ca formă de recompensă și faptul ca să scutim de toate plățile comunale. Eu aici aș avea o, aș cere o explicație, fiindcă o chestie foarte vastă, începând de la căldură, apă, lumină și așa mai departe, deci e o chestie care ar trebui fie ulterior reglementată sau fie aici bine specificat prin faptul că atunci o să ducem iarăși ambiguități în ceea ce înseamnă implementarea acestei legi. Eu vreau să vă zic, domnule deputat, că dacă ați observat în proiectul nostru, este stipulat că procedura de aplicare să fie stabilită de guvern. Există practica, există experiența când guvernul a scutit anumite categorii de cetățeni de anumite plăți, inclusiv și pentru servicii comunale. Nu este o practică absolut nouă și nu necesită foarte mari eforturi mentale, administrative și așa mai departe. Cred că este posibil, mai ales că avem niște costuri medii pentru o persoană și respectiv din aceste norme ar putea fi și reglementată respectiva aplicare. Referitor la definiție, au intervenit niște propuneri care Comisia pentru a doua lectură, Comisia de bază, va lua în considerație și propunerile care au venit de la guvern referitor la definiție. Adică ce înseamnă veteran al celui de-al doilea război mondial. Pentru a doua lectură suntem deschiși pentru o rectificare a unor momente care par a fi mai puțin înțelese. Vă mulțumim, domnul Șterbate, pentru precizare. Și cu sigur întrebare, care sunt costurile totuși? Un răspuns clar și scurt. Noi am încercat să obținem un aviz al guvernului din 2010 încoace pentru a fi evaluate aceste costuri. Atunci au fost unele, acum ele sunt cu mult altele. Cred că este anume o datorie a guvernului care în avizul său trebuie să indice aceste costuri. Vă mulțumim, domnul Valeriu Munteanu. Valeriu Munteanu, fracțiunea Partidului Liberal. Doamnă deputat, ne-a spus de mai multe ori de la această tribună că acest proiect a fost înregistrat încă în 2010 și zadarnici au fost... Noi l-am reînregistrat acum. Da, așa ați reînregistrat. Este adevărat, este adevărat și zadarnici au fost demersurile dumneavoastră în fosta legislatură că acest proiect de lege pe care spuneți că este atât de important să fie adoptat. Iată că acum sunteți la guvernare deja de doar 2 luni și coaliția vă satisface toate mofturile legislative. Vă felicit. Doamna Stratan, vă rugăm frumos. Să înțeleg că dumneavoastră totdeauna ați promovat mofturi, atâta timp cât ați fost într-o coaliție de guvernare. Noi abordăm absolut altfel aceste probleme. Nu e vorba de mofturi și caprice. Doamna Valentina Stratan, vă rugăm frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Valentina Stratan, Partidul Democrat. Doamna autoare, nu am o întrebare, am o constatare, mai drept spus, și sigur că fără îndoială acest proiect de lege este binevenit. Are un scop nobil, să asigurăm un grad mai sporit de protecție socială a unei categorii care, cum ați menționat și dumneavoastră, a rezistat în ghetouri, în blocade, a luptat și cred eu că acești oameni merită susținerea statului. Un lucru este îngrijorător, da, și am vrut să spun că și din intenție bună, poate că s-a proces la discuția pentru lectura întâia, cu toate că nu avem un aviz încă a guvernului. Dar este sigur că îngrijorător că nu avem avizul pozitiv al guvernului și nu avem acoperire și noi înțelegem cu dumneavoastră că are acest proiect are un cost destul de mare și cred eu că până la lectura a doua, guvernul totuși va găsi posibilitatea, cel puțin măcar anumite articole să aibă acoperire financiară din acest proiect de lege. Și am vrut să menționez că fracțiunea Partidului Democrat va susține aprobarea acestui proiect pentru prima lectură și pentru lectura a doua vom căuta împreună soluții. Mulțumesc. Vă mulțumim. Doamna Baumu, ce aveți ceva de comentat? Nu, mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Filat. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, suntem pentru prima lectură acum în dezbatere. Evident, urmează să fie făcute mai multe precizări.
și către lectura a doua să venim cu clarificări, dar și cu normă legală care urmează a fi implementată. Desigur, putem pune în sarcina guvernului elaborarea mecanismelor într-o implementare a unei norme legale. Doar că trebuie să avem înțelegere și să spunem acum, la nivel de concept, că noi nu avem posibilitatea să scutim de plăți. Singura posibilitate de intervenție a statului este prin plăți făcute direcționate pentru ca să compenseze aceste cheltuieli. Să nu uităm că serviciile la care ne referim în acest proiect de lege sunt prestate de întreprinderi care au activitate antreprenorială și nici de cum nu pot să scutească de aceste plăți. Cu toate acestea, cred că acest proiect de lege trebuie să fie susținut în prima lectură. Nu ține de mofturi sau nu ține de intențiile unui deputat sau altui deputat, și aici subscriu întru totul doamna Balmoș la ceea cu ce ați încheiat prezentarea proiectului. Este important să ne gândim la oamenii care urmează să beneficieze de această acțiune a statului. Cu precizările de rigoare către lectura a doua și încă un lucru, din punctul meu de vedere important. Parte din aceste costuri care se regăsesc în acest proiect de lege deja au acoperire prin plățile care sunt asigurate din fondurile existente. De aceea urmează să facem clarificarea care parte este acoperită și eu sunt absolut sigur dacă va fi necesar de suplimentat cu o anumită sumă pentru a veni în realizarea acestui scop a inițiativei legislative, se vor identifica aceste resurse. Mulțumesc! Vă mulțumim! Domnul Ceban? Domnul președinte, știți, eu nu am cuvinte în realitate să-mi exprim indignarea, pentru că în momentul în care noi discutăm despre 1097, e adevărat ce spun doamna Balmoș, da? De persoane, facem atâta demagogie, polemizări și nu știu cum, e vorba de niște sume cu adevărat ridicole. Eu vreau să vă amintesc că doar pentru 7 aprilie niște cetățeni acolo care au participat, nu știu, în ce fel de format, ancheta să se expună. Ați găsit un milion de lei să le dați. Ba la primărie, ba la guvern. I-ați dus. Și ăștia sunt oameni care au mai rămas singuri în viață într-un cel mai mare masacru care a avut loc în secolul 20. Aici, pe teritoriul Republicii Moldova. Serios, haideți să votăm și fără multă polemică în acest sens. Și dacă este posibil să le mai ajutăm atâta timp cât sunt în viață, că nu le-a mai rămas mult. Să le dea Dumnezeu sănătate și mulți ani înainte, sincer. Vă mulțumim, doamna Buliga. Mulțumesc mult, domnule președinte. Această inițiativă cu adevărat merită discutată și aprobată astăzi în prima lectură, dar vreau să susțin cei ce au vorbit antivorbitorii mei, să ținem cont cu adevărat de articolul 7 a legii 190, ca pentru lectura a doua să nu avem abordări duplicitare într-un fel sau să nu le putem pune în aplicare. Pentru cei ce au ridicat întrebările unii deputați, este adevărat. La fel trebuie să spunem niște lucruri, că ceea ce doamna Balmoș a menționat, cu adevărat, de anumite prestații sau anumite garanții sociale, aceste persoane nu mai beneficiază la această etapă, dar ceea ce ați menționat și dumneavoastră, domnule Filat, și doamna președinta Comisiei, am văzut că este de acord, pot să confirm și eu, deja unele plăți care le primesc aceste persoane sunt. Inclusiv trebuie să ținem cont și de legea cu privire la fondul de susținere republicană a populației, care deja s-a luat decizia de către Ministerul Muncii Protecție Sociale pentru a le oferi 5.000 de lei. Plățile compensatorii pentru tratamentul balneosanatorial la fel a fost aprobată de către Consiliul Național a Casei și le primesc. Și să vedem care plăți
plăți mai rămân ca pentru aceste persoane să beneficieze din partea bugetului de stat. Vă mulțumesc. Eu o singură precizare. Acest proiect nu conține plăți care ar ține de tratamentul balneosanatorial. M-am referit în alocuțiunea mea spunând că veteranii celui de-al doilea război mondial nu se mai folosesc de foile respective și deci nici banii nu se mai alocă. Există o categorie de invalizi ai celui de-al doilea război mondial care au dreptul la o locație odată la 2 ani în locul foii sanatoriale. Și bine, celelalte propuneri care țin de tehnică legislativă și de redactarea textului pentru a fi mai explicit, le vom discuta în comisie și le vom pune la vot. Vă mulțumim, doamna Balmoș. Nu mai sunt întrebări în adresa autorilor. Doamna Domeninte, vă rugăm frumos să prezentați raportul comisiei ca președintea Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Stimați colegi, vă prezint raportul asupra proiectului de lege pe care îl discutăm. Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament din fracțiunea Partidului Comuniștilor în Republica Moldova. Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea legii 121 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, a legii 190 din 2003 cu privire la veterani și a legii 499 din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, având ca scop suplimentarea măsurilor de protecție socială a veteranilor celui de-al doilea război mondial. Comisia Drepturile Omului și Relații Interietnice, Comisia Agricultură și Industrie Alimentară, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Administrare Publică și alte comisii, în avizele sale, susțin proiectul de lege menționat și se pronunță pentru examinarea și adoptarea lui în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului, cu condiția avizării acestea de către Guvern. Urmarea dezbaterilor pe marginea proiectului de lege nominalizat, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie, cu unanimitatea de voturi a celor prezenți, propune examinarea și adoptarea lui în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului, considerându-l actual și binevenind în contextul aniversării a 70 de la victoria asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări în adresa comisiei, pe marginea raportului, domnul Brega. Brega, fracțiunea Partidului Liberal. Doamnă președinte, eu parcă am fost azi dimineață la comisie, dar nu țin minte. Care e unanimitatea? Numărul unanim care a votat pro? Numărul de membri a comisiei unanim? Care este numărul unanim? Dumneavoastră n-ați fost prezent? Bine, n-am fost. Eu am fost prezent, am ieșit la... a fost invitat. Dar vă întreb, spuneți-mi, vă rog, care a fost numărul total de voturi care au fost unanim? 6 fără dumneavoastră. 6, așa. Și a fost domn Pistrimciuc acolo? Ai votat, da? Acum a doua întrebare. Tot cei prezenți la comisie au votat unanim. Dumneavoastră ați fost ieșit? Am înțeles, șase, da. Gata, am înțeles. A doua întrebare. Dacă doriți, puteți specialist. A doua întrebare. Încălcăm noi legea despre statutul de veteran de război? Dacă începem a discrimina veteranii de război de la masacru, domn Ciobanu, corect, masacru cel din 41-45 și veteranii de război din 92, care au apărat integritatea țării noastre. Vă rog, încălcăm legea sau nu? Că legislația egalează, pe toți sunt egali. Legea așa prevede. Toți cetățenii care au statut de veteran de război sunt egali. Îi discriminăm. Înseamnă cum putem încălca legea în Parlament? Atunci, mă scuzați, vă rog, noi suntem Parlament, ori altceva. Eu consider că noi nu încălcăm legea, nu există nicio discriminare, există doar anumite garanții care sunt prevăzute pentru o anumită categorie de cetățeni. Prin această lege, noi prevedem garanții speciale pentru o anumită categorie de veterani de război, veterani celui de-al doilea război mondial. Ei, în principiu, nu este nicio dificultate, vreau să vă spun, nici pentru administratorii de sistemul social, administratorii casei de asigurare socială, să facă distincție între veterani
veteranei de război. Deci ele sunt foarte bine specificate, aceste categorii. Există plăci alocații de care beneficiază doar aceste categorii și astăzi Casa de Asigurări și Ministerul Muncii ne oferă fără nicio problemă toată statistica necesară care sunt acești veterani. Mai mult sunt specificate în această lege puncte concrete care se referă la veteranii războiului celui de-al doilea mondial. Deci dacă va fi necesar în lectura a doua, s-ar putea veni cu definiție de ce este veteran al de război al celui de-al doilea război mondial. Da. Dacă va fi necesar, vom considera, se poate de precizat devenit cu o definiție în această lege. Dar noi nu vedem că ar exista o confuzie în acest sens. Vă mulțumim, domnul Brega, dacă aveți vreo precizare. Am o mică precizare. Legea prevede statut de veteran de război. Nu este categorie. Război în 41-45, război în 15, război în 92. Este legea care nu definește categorii. Legea îi pune la pe toți egal. Deci nu începeți să spune că sunt categorii. Nu există categorii. Este legea. Nu, legea prevede ulterior un capitol unde sunt prevăzute măsuri de protecție a veteranilor și acolo sunt specificate ce tipuri de veterani, ce garanții sociale au. Vă mulțumim frumos. Domnul Reitman. Eu propun aplicare articolul 108. Domnul Reitman, nu mai este cazul, deoarece nu mai sunt întrebări în adresa autorului și a președintelui Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Vă mulțumim frumos, doamna Domenti. Mă așteptam la mai multe răspunsuri și la costuri și la tot care l-ați avut anterior, dar mă rog. Vă mulțumim, doamna Domenti. Voi supune votului pentru prima lectură proiectul de lege privind la modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 2 din 21 ianuarie 2015. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Cu majoritatea celor prezenți în plen, proiectul de lege privind la modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 2 din 21 ianuarie 2015, a fost votat în prima lectură. În continuare se supune examinării proiectul numărul 143. Din 9 aprilie 2015, propunerea biroului permanent, proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței nominale delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale. Doamna Liliana Palehovici va prezenta proiectul. Stimați colegi, proiectul de hotărâre înregistrat în Parlament cu numărul 143 în data de 9 aprilie 2015 a fost elaborat în baza demersurilor și proceselor verbale înaintate în adresa președintelui Parlamentului de către fiecare fracțiune parlamentară, iar la întocmirea listei componenței delegațiilor care sunt incluse în acest proiect s-a ținut cont de reprezentativitatea fracțiunilor și proporționalitatea numărului de mandate în Parlamentul Republicii Moldova. Acest proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale a fost elaborat în temeiul articolului 13 aliniatul 1 punctul și prezentat astăzi la în ședința de plen a Parlamentului în temeiul literii B articolului 13. El are un articol unic în care se scrie că se propune Parlamentului proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenței nominale a delegațiilor. În acest proiect este lista următoarelor delegații. Delegația Parlamentului Republicii Moldova în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, în Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, în adunarea parlamentară a Parlamentului Parteneriatului ESIC, în adunarea parlamentară a cooperării economice la Marea Neagră, în adunarea parlamentară a OTAN, în Uniunea Interparlamentară, în adunarea interparlamentară a țărilor membre a Comunității Statelor Independente, în adunarea parlamentară a OSCE, în adunarea parlamentară a Francofoniei, în adunarea parlamentară a statelor membre ale procesului de cooperare în Europa de Sud-Est,
în adunarea parlamentară a GUAM, în adunarea interparlamentară a Inițiativii Centrale Europene, în adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia, doar componența din partea Republicii Moldova, în Comisia Interparlamentară de Cooperare între Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Federală a Federației Ruse, componența din partea Republicii Moldova, în Comisia Comună pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, componența Parlamentului Republicii Moldova. Trebuie să menționez că proiectul hotărârii, proiectul prezentat astăzi, conține în toate delegațiile locuri libere rezervate pentru fracțiunea Partidului Liberal, singura fracțiune din Parlament care nu a prezentat procesul verbal a fracțiunii pentru delegarea reprezentanților săi în toate delegațiile și comitetele pe care le-am enumerat mai devreme. Stimați colegi, dumneavoastră aveți toți proiectul în față, eu nu cred că este cazul să dau citire acum listei tuturor deputaților. Sau dacă doriți, atunci pot să enumer. Cum credeți? Nu este nevoie. Vă mulțumim, doamna Pelehovici, doar o mențiune că din partea Partidului Democrat doamna Efrosinia Crețu este înlocuită cu domnul Padnevici Corneliu, iar la adunarea parlamentară, la Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană, unul dintre vicepreședinții este propusă doamna Polski Raisa. Nu, mă scuzați, domnul Lupu. Da, domnul președinte, cred că fiecare fracțiune pe dimensiunea și proporțiile, numărul de locuri care îi revin, au dreptul acum să mai propună modificările de care consideră că este nevoie. Nu, acum, să o anunțați, da, în ședința de plen pentru stenogramă, fiindcă toată lumea are același proiect, iar schimbările trebuie anunțate. Mulțumesc, domnule președinte. Da, precum s-a menționat, vreau doar să rog în numele fracțiunii, peste tot unde este indicat numele doamnei Efrosinia Crețu, ea să fie înlocuită cu domnul Cornel Padnevici și în aceeași ordine de idei pentru Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova UE și în calitate de membru, dar și în calitate de vicepreședinte, unul din vicepreședinți, domnul Cornel Padnevici. Doamna Ivanova, aveți din partea fracțiunii Partidul Comuniștilor propuneri? Vă mulțumesc, domnule președinte. Deci noi propunem pentru Comitetul Parlamentar de Cooperare Republica Moldova Uniunea Europeană, din cei trei membri, unul în calitate de vicepreședinte și anume pe domnul Vreme Igor. Pentru adunarea parlamentară OTAN propunem pe domnul Reșetnikov Artur în calitate de membru. Adunarea interparlamentară a țărilor membri a CSI îl propunem pe domnul Banikov Alexandru. Până când, acuși mai vedem, poate mai venim pe careva propuneri. Mulțumim! Vă mulțumesc frumos! Doamna Corina Fusu. Corina Fusu, fracțiunea Partidului Liberal. Am o întrebare către doamna vicepreședinta Parlamentului referitor la formula după care a fost formată delegația deputaților din Parlamentul Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Din câte cunoașteți, cu siguranță Consiliul Europei și adunarea parlamentară, activitatea acestei instituții importante este reglementată de statut, de regulament și de o sumedenie de rezoluții. În regulamentul, o să încep mai întâi de la statut pentru că e important, am două întrebări. În statut, la articolul 25 prim, o să citesc în original, în franceză, scrie. Aici e vorba de reprezentanți, de reprezentanții permanenți. Chaque représentant peut avoir un suppléant. Deci fiecare reprezentant poate avea un supliant. Urmează articolul 26 prim,
unde fiecărui stat membru la adunarea parlamentară a Consiliului Europei îi se conferă locuri, mandate, cote, adică în final voturi. Republica Moldova are 5 voturi. Acum, dacă ne uităm cum ați repartizat dumneavoastră locurile, PSRM are un membru permanent și un supleant, PLDM are 2 membri permanenți, Partidul Comuniștilor are unul permanent și unul supliant, PD un permanent și un supliant, iar Partidul Liberal are 2 suplianți. Spuneți-ne, vă rog, doamnă vicepreședinte, pe cine vom suplini noi, cei de la Partidul Liberal, deputații? Pe socialiști, pe comuniști, pe liberal-democrați, pe democrați, pe cine? Pe cine noi vom suplini? Stimată doamnă, eu vă rog să nu citiți așa separat articolele din regulamentul adunării parlamentare a Consiliului Europei și să citiți articolul care spune că o delegație sau delegația noastră este formată din 10 membri ai în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Dumneavoastră vă alegeți singur pe cine vreți să supliniți. În următorul următoarele clipe am să vă dau citire altei prevederi care clarifică lucrurile foarte simplu și aceasta este rezoluția 1798 din 2011 și eu am să o citesc în original. Fair representation of the political parties or groups of national parliaments in their delegation to the parliamentary assembly. Și acolo găsiți în punctul 6.2 unde scrie foarte clar și explicit că parlamentele naționale sunt cele care decid referitor la componența delegațiilor lor în adunarea parlamentară. Așa cum nu sunt proceduri standarde pentru parlamentele naționale, discreția sau maturitatea politică trebuie respectată. Adunarea parlamentară ar trebui să evite de a fi implicat în analiza detaliată a componenței politice a delegațiilor. Cel care decide cum este delegația noastră formată, cine și a cui supliant este, este acest parlament care trebuie să decide lucrul ăsta aici prin votul lui. Deci, dumneavoastră nu ați înaintat niciun fel de propuneri conducerii Parlamentului. Cel puțin asta a spus domnul președinte, că nu a primit procesul verbal din partea dumneavoastră. Iar când am prezentat proiectul, am spus că pentru toate delegațiile s-a ținut cont de proporționalitate per ansamblu și reprezentativitatea fiecărei fracțiuni. În cazul dat, dumneavoastră pe multe delegații aveați o cotă mai mică și vi s-a dat cu avans. Ați fost favorizat pe multe delegații. Mulțumim frumos, Corina Fusu, dacă mai aveți o altă întrebare sau o precizare. Sigur că sigur. În primul rând n-am primit la răspuns la întrebarea de cu 2 suplianți din fracțiunea Partidului Liberal pe care deputați din ce fracțiune îi vor suplini. Sigur că rezoluția am citit-o și acum o să fac trimitere și la un articol din regulamentul deja de funcționare adunării parlamentare la Consiliul Europei în care scrie, deci așa, articolul 6.2.A, unde foarte clar scrie că il faut assurer une reprezentation echitable. Dumneavoastră ați vorbit despre proporționalitate. Și echitabil, doamnă. Așa, nu, n-am auzit. Și dacă dumneavoastră spuneți că eu citesc separat articol, eu le-am citit pe toate și am să fac că trimitere la o rezoluție specială care se numește așa, reprezentarea echitabilă a partidelor sau grupurilor politice din parlamentele naționale la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Această rezoluție a fost adoptată pentru a asigura echitabilitatea. Și am să dau citire, dumneavoastră ați dat citire așa articolului 6.2, eu am să citesc 6.4, în care scrie: l'Assemblée évalue simplement si la représentation des groupes politiques du Parlement est équitable, mais pas si elle est proportionnelle.
opționale. Deci principiul de echitabilitate politică este mai presus decât cel de proporționalitate. Pentru că vocea fiecărui partid, acolo la Consiliul Europei și la adunarea parlamentară, trebuie să fie auzită. Vă mulțumim frumos, doamna. Eu vă aud foarte bine, doamna, și voi ca să strigați în microfon, v-am auzit perfect. Mai mult ca atât, dacă doriți, facem ping-pongul ăsta între articolele din rezoluție, vă pot citi mai departe. În engleză am să o citesc. Articolul 6.7, unde este scris: both representatives and substitutes are taken into account when determining the political balance of national delegation in order to access fair representation, doamnă. Și da, eu nu vreau mai departe să continui cu citirea articolilor, ci doar un lucru vreau să-l menționez. Stimate doamnă deputat, stimați colegi, atunci când o fracțiune nu este de acord cum este reprezentată în delegația națională, aveți dreptul să vă adresați adunării parlamentare a Consiliului Europei, are o comisie de regulament care examinează astfel de cazuri. Rezoluția la care am făcut trimitere, 1798 din 2011, se referă exact la astfel de plângeri. În cazul dat, va fi examinat solicitarea dumneavoastră. Dar trebuie de menționat că dumneavoastră nu ați înaintat nici o propunere. Vă mulțumim. Domnul Agache. Înscrierea la coloar de cuvânt doar în limba franceză. Domnul Agache, vă rugăm. Mulțumesc, domnul președinte, pentru stenogramă. La compartimentul Comitetul Parlamentar de Cooperare RME-UE se substituie sintagma Hutineanu Vladimir cu Ciobanu Maria, respectiv la membri suplianți Ciobanu Maria cu Hutineanu Vladimir. La adunarea interparlamentară a țărilor membre ale CSI, Țap Iurie cu Șterbate Pietru, la fel Balan Ion se substituie cu Creangă Ștefan. La adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia, la acest compartiment poziția Creangă Ștefan se substituie cu Balan Ion. La Comisia Interparlamentară de Cooperare între Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Federală a Federației Rusie, poziția Juravski Nicolae se substituie cu Roșca Victor. La fel, Adunarea Parlamentară a Francofoniei, vicepreședinte, o propunem pe doamna Ciobanu Maria. Și de redacție, la fel aici, Adunarea Parlamentară a Francofoniei, poziția Mocanu Grigorie va deveni Mocanu Gheorghe. Și la ultimul compartiment, Comisia Comună pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, Streț devine Streleț Valeriu. Mulțumesc! Da, vă mulțumim frumos! Domnul Untilă. Vecislav Untilă, Partidul Liberal. Mulțumesc, domnul președinte. Eu sincer credeam, de mai multe discuții care le-am avut cu colegii noștri din PLDM, că este posibil și o coaliție mai târziu. Dar chiar credeam sincer în chestia asta. Acum când văd că sunt 5 funcții și doar această reprezentativitate proporțională, echitabilă, cum vreți, nu merge, vreau să vă spun ceva și mai sunt aici deputați care în 2005 au fost în Parlament când AMN-ul a fost blocat în cei ce sunt de adunare parlamentară a Consiliului Europei. Și acest aminte că s-a dus tovarășii comuniști și Mușel Grămăgioară la Consiliu și acolo le-a spus stop mașina, unii AMN-ul, nu e AMN-ul. Și până la urmă chestia asta a revenit. O să reveniți și dumneavoastră, o să vedeți, o să vorbim peste 2-3 luni de zile sau la următoarea adunare a Consiliului Europei. O să întâmple chestia asta. De ce nu o facem omenește? Suntem 5 fracțiuni parlamentare. Putem să fim reprezentați echitabil și egal în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. De ce mergeți varianta conflictului? Prima întrebare. Și a doua întrebare, cei ce sunt de OTAN? Deja acolo v-am văzut că este poziția Partidului Liberal, dar noi nu am prezentat dumneavoastră date. Nu de ce că nu am vrut, de ce că noi am protestat împotriva ceea ce faceți dumneavoastră. Dar văd că, cum spun rușii, sfiata mea s-a pus-o nebăvaie.
Este un foarte mare susținător a NATO, domnul Diacov, acolo, și văd că domnul Cetnicov deja merge să susțină și el OTAN-ul. Vă doresc succes! Mulțumesc! Domnul deputat, și eu vă mulțumesc că eu prezint aici proiectul biroului Parlamentului și nu am mers pe calea conflictului. Mai anunț încă o dată, eu nu cunosc motivele de ce dumneavoastră nu ați delegat, dar proiectul a fost pregătit în baza demersurilor fracțiunilor. Un astfel de demers nu există. Vă mulțumim. Domnul Neguță. Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi o întrebare și apoi unele precizări. Întrebarea e următoarea. La 23 februarie, din partea Secretariatului Parlamentului, fracțiunea noastră, probabil și celelalte, au primit tabelele de reprezentare a fracțiunilor, în procente, în număr și mai departe. Nu știu de unde... Când... După aceasta, la 4 martie, fracțiunea primește separat cifrele numai pentru fracțiuni, deja nu în raport cu celelalte fracțiuni. Și vreau să spun că aceste cifre care se cereau de la noi deja erau mai mici ca cele din 27 februarie. Spuneți-vă, rog, ce s-a întâmplat? Cineva nu pot să vă a răspund... greșit cu aritmetica la început și pe urmă ați corectat. E un lucru prin vreau ce să vă spun. În nu pot acesta? Să vă răspund la această întrebare, fiindcă nu știu despre ce tabelă vorbiți. Nu am, nu știu eu, poate cineva din secretariat tabele a transmis... Tabele de reprezentare nu, fiecare nu fracțiune am, a primit. Nu am eu tabela asta și nu am transmis-o eu. Și am zis că prezint exact un proiect aprobat de către birou. Așa cum a fost întocmit, așa a fost prezentat. Am înțeles. Eu vă dau această întrebare, fiindcă dumneavoastră raportați astăzi această corect, chestiune. Corect, dar eu îi raportez strict pe ceea ce a aprobat astăzi biroul. Am înțeles. Acum permiteți precizările fracțiunii. Deci întâi pentru stenogramă. Domnul Vasile Bolea, rog să-l înscrieți în componența adunării parlamentare a francofoniei. Acolo nu este cuantum, nu sunt probleme. Mai departe, vreau să spun pentru stenogramă de asemenea că din propunerile noastre, domnul Ion Ceban era propus la Organizația pentru Securitate membru. În cele din urmă, astăzi, în documentul acesta de astăzi, el este membru supleant. Noi nu facem gălăgii din momentul acesta, dar constatăm. Și de asemenea constatăm că o delegație la cum este OTAN, de asemenea, nu este reprezentată de un reprezentant a cele mai mari fracțiuni în Parlament. Constatăm cu părere de rău aceste momente și ultimul e expresia următoare. Dacă la 4 martie 4 fracțiuni au prezentat aceste documente, astăzi noi avem 9 aprilie. Deci, pentru ce trebuia de chinuit pe noi pe toți 2 luni și nu de prezentat spre discuție aceste materiale, se cereau proiecte adiționale, deci discuții între fracțiuni și așa mai departe. Eu nu insist să primesc răspuns la această întrebare, consider că pe viitor problemele acestea trebuie să rezolve altfel. Mulțumesc! Întru totul de acord cu dumneavoastră că Parlamentul ar trebui să se miște pe discutarea mai multor subiecte mult mai repede. Nu v-am chinuit cu nimic, domnul deputat, nici nu știu, nu a fost asta intenția Parlamentului. Atât timp cât fiecare fracțiune și-a înaintat propunerile, a fost nevoie de o lună să se discute, să se ajungă la o înțelegere pe componența fiecărei delegații pentru a putea astăzi să supunem votului acest proiect în ședința de plen. Deci, discuțiile pentru includerea deputaților în componența acestor delegații au durat până acum, din jumătatea lunii martie până acum. Și nu delegațiile care au avut de participat au participat la evenimente. Vă mulțumim frumos, domnul Brega. Mulțumesc, fracțiunea Partidului Liberal Brega. Eu nu sunt cer să vă convin că, știu, cu o guliță, o hotărâtă aici nu mai este, nu mai pierdere de nervi și sănătate, dar niciun rost, cu o guliță hotărâtă. Dar am o întrebare la dumneavoastră. Adunarea parlamentară a francofoniei, președintele secției moldovenești, fie și așa, fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal, vicepreședinte, fracțiunea parlamentară a Partidului Lușelin, recuie. Cine e vicepreședinte? A partidului Lușelin, Formuzal, care?
Uitați să scrie, vicepreședintele, fracțiunea parlamentară a partidului care? Care partid? Domnul Brenga, vă răspund eu, Maria Ceban, Partidul Liberal Democrat. Deja a fost o astfel de propunere. Păi nu știu, eu văd, eu am ar fi bine să ne dați candidatura pentru președinție. În continuare, Valeriu Munteanu. Valeriu Munteanu, fracțiune Partidului Liberal. Doamnă vicepreședinte, știți foarte exact că principiul proporționalității este unul fundamental pentru activitatea parlamentară. Cu adevărat există și nu încercați să induceți în eroare că dacă proporționalitatea înseamnă că i-am tixit pe liberali într-o delegație, iar noi ne-am ales ceea ce am vrut. Totul trebuie să fie echitabil și totul trebuie să fie proporțional. Și dumneavoastră ați spus că nouă ne revine 0,43 la OTAN, la NATO, iar voi ați fost atât de buni și generoși încât cât ne-ați dat nou un membru. Noi nu primim daruri otrăvite de la coaliția în care figura centrală este PCRM. Noi vrem atât cât a dat Dumnezeu și vrem să ducem cu demnitate această cruce. Nu a dat Dumnezeu, a dat electoratul. Aveți dreptate, primila lui Dumnezeu a dat electoratul. Ideea este următoare. În situația în care, și avem precedentul cu Urechean, precedentul cu Voronin, în situația în care există 5 membri de bază la PCE și aici este instituția principală de reprezentare a Republicii Moldova, suntem sub monitorizare. Nu încercați prin acest tertip, nu încercați prin acest lucru să aduceți alte prejudicii de imagine Republicii Moldova. Eu știu că va ajunge funcții pe interior acolo. Cu atât mai mult că Partidul Liberal se află în afara guvernării. Și acesta este un lucru foarte și foarte periculos, spun eu, pentru imaginea coaliției. Și încă o dată mă duce la gândul că doar o coaliție cu PCRM putea să nască aceste lucruri. Cu adevărat, noi nu am delegat niciun membru, nicio adunare și nicio delegație până în momentul în care noi nu clarificăm pe calea amiabilă acest lucru și noi liberalii vom face toate demersurile republicane și internaționale în vederea clarificării acestor chestiuni și considerăm că este de responsabilitatea voastră să rezolvați această problemă. Vedeți în precedent și o să vă convingeți. Mulțumesc! Domnul deputat, eu nu am ce să spun, aici este un singur lucru, dar am să vă spun că nu prea cunosc cazuri când s-au făcut daruri în Parlament. Din partea autorilor proiectului a fost un gest de bunăvoință și respect față de dumneavoastră. Dacă nu vreți să-l apreciați, asta este decizia dumneavoastră. Domnul Golovin. Mulțumesc, domnul președinte. Eu aș vrea să precizez la doamna vicepreședinte care sunt limbile de lucru la Consiliul Europei. Consiliul Europei, limbile de bază sunt franceza și engleza, dar sunt țări care plătesc suplimentar traducerea în limba țărilor lor, printre care sunt și turca, și greaca, și deci portugheză, și spaniola, și rusa. Deci vreau să vă aduc aminte dumneavoastră că sunt două limbi. Limbi oficiale, nu trebuie engleza și franceza, și trei limbi, inclusiv și limba rusă, care sunt limbi de lucru. Limbi oficiale a Consiliului Europei. Eu aș avea o propunere. În cazul când dumneavoastră vă antrenați în cunoașterea limbilor străine, cu doamna Corina Fusu, să ne petreceți, adică să ne... Facem lecții de engleză și franceză. Nu, să ne faceți nouă traducerea. Fiindcă nu este limba oficială în Parlamentul Republicii Moldova, nici limba engleză, nici limba franceză. Mulțumesc! Cu plăcere și eu v-am tradus. Vă mulțumim frumos. Și ultima intervenție, domnul Lupo. Iată așa, vedeți cum cade că e ultima. Eu, după aceste lungi dezbateri și discuții, mai auzind că trebuie să fim responsabili, eu propun aplicarea articolului 108 și haideți să votăm să aprobăm delegațiile și să le trimitem la muncă. Mulțumim frumos. A fost invocată aplicarea articolului 108. Cine este pentru cheierea dezbaterilor, vă frumos să votați. Vă mulțumim frumos. În continuare... Numai puțin. Comisie nu este, doamna Corina Fusu, vă rugăm frumos la ordine de cuvânt. Din partea fracțiunii? 7 minute, doamna Corina Fusu.
să vorbesc în limba oficială a Republicii Moldova, în limba română, bineînțeles. Stimați colegi și, bineînțeles, mult stimați jurnaliști, rezultatele alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 au alimentat speranțele pro-europene ale cetățenilor noștri doar câteva zile. Oficial au dat startul negocierilor pentru crearea unei alianțe pro-europene, trei partide pe care cetățenii le-au votat pentru promisiuni europene. Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat. Partidul Liberal a promovat în campanie electorală mesajul clar că putem avea o viață mai bună și mai prosperă doar prin aderare la NATO și integrare în Uniunea Europeană. Celelalte două partide au vorbit mieros despre reforme, lupta cu corupția, creșterea economiei, creșterea Moldovei, înverzirea Moldovei, pentru că, ziceau ei, Moldova trebuie să existe mai departe și să se dezvolte fără comuniști și fără Voronin, dar totuși bazându-ne pe principii și valori autohtone, căci trebuie să ținem cont de realitățile noastre moldovenești. Oficial s-a negociat cu Partidul Liberal, iar în culise cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Nici chiar consensul la care s-a ajuns împreună cu liderii partidelor, familiilor europene, liberalii, europeni, populari și socialiști europeni, nu i-a putut abate pe cameleonii noștri politici să se abată de la scenariul scris cu multă grijă și cu mult timp înainte de alegerile parlamentare în laboratoarele Kremlinului. Practica bate gramatica, iar faptele dezvăluie următoarele realități. Conducerea Parlamentului, componența comisiilor parlamentare au fost votate de deputații PLDM, PCRM și PD. Prim-ministru și guvernul aleși cu voturile PLDM, PCRM, PD. Acum am ajuns la reprezentarea fracțiunilor parlamentare în organizațiile parlamentare internaționale, organizațiile parlamentare bilaterale și grupurile de prietenie cu parlamentele altor state. O să mă refer la Consiliul Europei și adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care își reglementează activitatea conform statutului Consiliului Europei, regulamentului adunării parlamentare a Consiliului Europei și multiple rezoluții pe care le adoptă. Vă reamintesc că Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei în 1995, asumându-și să respecte drepturile omului, democrație și statul de drept. Conform statutului Consiliului Europei, Republicii Moldova îi revin pentru delegația parlamentară la APCE 5 reprezentanți permanenți și 5 deputați supleanți. Asta în cazul, stimați colegi, dacă Parlamentul Republicii Moldova ar fi compus nu din 5 fracțiuni parlamentare, dar să zicem din 7. Și atunci 5 partide sau fracțiuni în cap să fie reprezentați la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, altele două nu au loc și atunci se oferă posibilitatea totuși să participe din când în când și li se oferă aceste locuri supleante. Fiecare reprezentant poate avea așa un supliant, am mai vorbit, și atunci când este în imposibilitatea de a se prezenta la ședințele APCE, atunci vine supliantul din partidul pe care îl reprezintă. Am vorbit deja despre rezoluția 1798, care pune mai presus decât proporționalitatea despre care a vorbit doamna Palihovici, echitabilitatea. Pentru că asta înseamnă, dacă Partidului Liberal nu îi se oferă acest loc permanent, atunci nu va fi auzită vocea a celor 180.000 de cetățeni care au votat Partidul Liberal. Doamna Palihovici n-a știut să-mi răspundă pe cine noi vom suplini acolo la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, dar o să facem cercetări profunde și o să aflăm. Dar mă întreb eu totuși, de ce se teme alianța
de vocea Partidului Liberal la adunarea parlamentară a Consiliului Europei și acceptă expunerile socialiștilor referitor la abrogarea acordului de asociere și aderarea la Uniunea Vamală Rusă. Oare nu din cauza că chiar astăzi alianța dumnealor a demonstrat că nu dorește în niciun fel să se facă lumină asupra la mai multe lucruri sau fraude care s-au întâmplat pe parcurs. De exemplu, nu se face lumină asupra faptului unde au dispărut doar în două zile, pe 27 și 28 noiembrie, tocmai 1 miliard de euro, ceea ce înseamnă câteva zeci de tone de bancnotă. Și oare nu din cauza că se dorește scoaterea de sub monitorizarea Consiliului Europei a Republicii Moldova fără îndeplinirea angajamentelor, unele dintre ele luate încă la 1995. Reformarea Procuraturii Generale și a sistemului de justiție, lupta cu corupția, mai nou adoptarea unei noi constituții, a unui nou cod al audiovizualului, descentralizarea puterii, asigurarea autonomiei locale și multe, multe alte îndatoriri pe care noi nu le executăm. Așadar, mimicria, minciuna, fățărnicia, populismul sunt principiile și valorile de care se conduce monstruoasa alianță PLDM, PCRM, PD. Noi, fracțiunea Partidului Liberal, bineînțeles că ne vom adresa Consiliului Europei, adunării parlamentare a Consiliului Europei, cu un demers pentru a afla care este opinia lor asupra frauduloasei formule după care s-a format componența delegației moldovenești la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Vă mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim. Înainte de a supune votul această hotărâre, dați-mi voie doar să remarc faptul că sunt două organizații care rămân fără președinție. Este vorba de adunarea parlamentară a francofoniei, care a fost alocată Partidului Liberal, dar există vicepreședinte repartizată, alocată, nu contează, există vicepreședintele Maria Ciobanu și în afară de asta, în componența nominală a părții moldovenești a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, cu regret, copreședinte, la fel repartizat fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal, nu există. Iată de ce o să rugăm și Comisia și liderii, Comisia pentru Politica Externă și liderii fracțiunilor eventual să mai vină cu propunere în privința suplinirii acestei funcții ca Comisia să poată să funcționeze. În continuare, propun votului și aprobarea proiectului numărul 143 din 9 aprilie 2015 cu toate amendamentele, modificările și propunerile făcute în plen din partea fracțiunilor și a deputaților înregistrate în stenogramă, astfel hotărârea privind aprobarea componenței nominale delegației Parlamentului Republicii Moldova în organizații parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale se supune votului. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Majoritatea celor prezenți în plen au votat, respectiv această hotărâre a fost aprobată. Se supune examinării proiectul de lege privind importul unei auto speciale numărul 61 din 10 martie 2015. Prezintă proiectul de lege domnul Valeriu Munteanu. Da, prezentați și numărul 62, un alt proiect de lege privind importul unor auto speciale. Mulțumesc, domnul președinte, o să le prezint pe ambele împreună, sunt niște proiecte absolut nevinovate. Primul dintre ele, în 1989, Primăria Municipiului Chișinău a semnat un acord de înfrățire cu orașul Mannheim din Germania, care în toamna anului trecut a dăruit sau a dat cu titlul de donație o
auto specială pentru dezepizire de marca Mercedes Benz 2631 6P4 pentru dezepizirea utilajelor și evident că proiectul de lege vine pentru a permite municipiului Chișinău introducerea în Republica Moldova și plasarea sub regim de import cu scutirea drepturilor de import aceste auto speciale. Cel de-al doilea proiect de lege este și mai important, primăria municipiului Chișinău, după iată 25 de ani de independență, a găsit bani și a asumat o responsabilitate specifică guvernului și a procurat o auto special, autoturn pentru intervenții la lichidarea incendiilor, cu specificația că acest autoturn este suficient pentru a interveni la incendii de până la 25 de etaje, adică absolut suficient pentru municipiul Chișinău. Apropo, am avut foarte multe probleme în ultimii 25 de ani care nu au putut să fie rezolvate suficient din cauza lipsei acestor echipamente. La fel, aceeași solicitare ca primăria municipiului Chișinău să fie scutită sau să-i permitem plasarea sub regim vamal de import a acestui autovehicul cu toate echipamentele. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim. Vă mulțumim, domnul Neguță. Stați numai puțin, domnul Munteanu. Domnul Neguță, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul președinte. Dumneavoastră ați spus despre faptul că Chișinău este înfrățit cu Mannheim. Și acum vom primi automobil pentru curățirea zăpezii. Vreau să vă amintesc că dacă Chișinău, primăria, avea în vedere că e înfrățit și cu orașul Moscova, unde mai multă zăpadă și mai multe automobile, mai de mult avea să fie așa automobil aici. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest sarcasm de seară, dar la Moscova totuși e Camaz, dar acolo avem Mercedes. Și între Camaz și Mercedes, evident că noi am ales Mercedes. Cu atât mai mult vreau să vă accentuez, acest Mercedes nu este chiar atât din nou, are o anumită vârstă, dar este suficient de bun ca să mai servească încă municipiul Chișinău mulți ani înainte. Și eu cred că camazurile de vârstă Mercedesului este de multă slagă noi. Vă mulțumim frumos, domnul Deliu. Dar dacă știți, calul de dar nu scaută în gură. Dacă o să vină rușii și o să ne doneze și un camaz, noi să-l primim. Dar Tudor Deliu, face, n-am văzut daruri de la ei. Tudor Deliu, fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Domnul Munteanu, fracțiunea noastră nu se pronunță împotriva acestor proiecte de lege, dar ne tem să nu ajungem ca ele să fie neconstituționale. Dumneavoastră cunoașteți că ați fost unul din autorii sesizărilor la Curtea Constituțională privind unele amendamente care nu aveau avizul guvernului în conformitate cu articolul 31 din Constituție. Spuneți-mi, vă rog, aceste două proiecte au avizul pozitiv al guvernului? Da, mulțumesc foarte mult, domnul Deliu, așteptam această întrebare, credeam că s-ar fi putut și fără ea. În momentul în care suntem pe colegialitate la adoptarea acestor proiecte, nu este o noutate, aceste proiecte am înregistrat și în legislatura trecută, având în vedere că noi avem o anumită relație cu guvernul, avem și o anumită relație epistolară cu nou prim-ministru, probabil nu a catedixit în termen să fac aviz al guvernului pe aceste proiecte de lege. Legea are și o rezolvare aici, în momentul în care nu există în 30 de zile, Parlamentul își asumă să adopte aceste lucruri. Neconstituționalitatea nu survine automat, trebuie să existe și subiect al celor care merge și contestă la Curtea Constituțională. Eu vreau să-și asume responsabilitatea acest lucru, pentru că din momentul adoptării, de exemplu, astăzi în prima lectură și până la a doua lectură, dacă se va întâmpla vreun incendiu mai sus decât etajul 7-8 care poate interveni autospeciale din municipiul Chișinău, să fie pe obrazul lor. Haideți să depășim aceste lucruri. Noi ne știm de foarte mult timp și nu cred că este nevoie ca să punem în pericol cei care, de exemplu, trăiesc la porțul orașului în etajul 17 și primăria municipiului Chișinău astăzi și-a asumat-o, cumpăra chestia asta și vor să o pună la dispoziție cetățenilor ca să o folosească. Domnul Deliu, în continuare. De fapt, da, dispoziția securității cetățenilor. Mulțumesc, domnule Munteanu, eu vin cu o propunere. Pentru a nu risca totuși ca aceste două proiecte importante care vor soluționeze niște probleme în municipiul Chișinău să nu fie declarate neconstituționale, poate
adoptăm astăzi în prima lectură, iar mai apoi, la ședința următoare, revenim pentru lectură. Ce întreb? Încă o dată, nu vorbim aici de oportunitate. Dacă am adus niște clopoti și el poate să mai reziste o săptămână până facem cupola și tot așa mai departe. Este vorba despre o autospecială care oricând poate să aibă loc niște închinii, doamne ferește. Eu am zis la început că fracțiunea noastră susține aceste proiecte să nu fie declarate neconstituționale. Solicitarea noastră respectuoasă este că aceste proiecte să fie votate în ambele lecturi. Cu atât mult v-am spus termenul în care guvernul avea obligația sau dreptul, ei hotărăsc, să avizeze conform Constituției aceste proiecte de lege, a expirat și deja deține de responsabilitatea Parlamentului. Mulțumesc. Dacă sunt alte întrebări... Mulțumesc, domnule președinte, domnule autor, o întrebare foarte succintă. Am aflat că acel autotun care poate urca la peste 25-30 de metri, care dumneavoastră... 25 de etaje, am aflat că urmează a fi importat. Totodată, dumneavoastră ați recunoscut că este același autotun cu care primarul general al municipiului Chișinău a urcat într-o prezentare în fața jurnaliștilor la porțile orașului, la același etaj 25. Și dat fiindcă veniți cu această propunere, întrebarea mea este una logică. Atunci, dacă el încă nu a fost pasat sub regim vamal de import, sub care regim vamal a fost el prezent și este prezent în această autospecială la moment, și care este temeiul juridic și legal în care primarul general s-a urcat pe acest autotun la etajul 25? Domnul Sârbu, eu să rog pe domnul primar să vă plimbi și pe dumneavoastră cu autoturnul și ala și ați vărdit și până la etajul 17 să vă coboare. El se află în regim vamal și din câte cunosc experimentul celor s-a făcut la porțul orașului, acolo unde se află și unde este depozitat acum. Eu vreau să vă spun că dăm mare de bătăie primării municipiului Chișinău, care din banii dumneavoastră, celor care trăiesc în municipiul Chișinău, plătește pentru depozit sau cum se numește antrepozit sau cum se numește chestia aceea, foarte exact, plătește niște bani foarte mari. Și în fiecare zi sunt primăria plătește acești bani. Eu cred că noi găsim în altă parte unde să facem politică. Eu nu-ți dorim chertoacă, o să găsiți și în altă parte să vă faceți loc pentru aceste duieleri la adresa municipiului Chișinău. Domnul Stăliț Valeriu. Mulțumesc, domnul președinte. Pentru a clarifica poziția fracțiunii pe proiectele vizate, noi le vom susține în ambele lecturi. Firește că, pornind de la premisa că guvernul a avut 30 de zile pentru a da aviz și este responsabilitatea Parlamentului și dreptul Parlamentului de a vota aceste proiecte în ambele lecturi. Totodată, apelul către guvern, care sper să fie auzit, deoarece este și reprezentantul guvernului aici, este ca până la vor ajunge la promulgare aceste proiecte să fie și avizele pe aceste două proiecte, ca să nu mai tergiversăm acest proces. Fracțiunea noastră va susține aceste două proiecte. Vă mulțumesc frumos, avem ocazia să ascultăm și mesajul Ministrului Finanțelor pe acest subiect. Vă rugăm frumos, domnul Arapu. Stimați domn și stimați domn deputat, problema dată este deja rezolvată în politica fiscală a cărui s-a asumat răspunderea guvernului. Toate echipamentele și utilajele speciale de stingere a incendiilor, de ambulanțe, de curățare a străzilor, automat s-a propus, guvernul și-a asumat răspunderea, în care sunt date autorităților publice, centrale sau locale, în formă de donații, să nu necesite aprobarea în Parlament. Și este deja rezolvată această problemă. Pentru tot. Vă mulțumesc. Vă mulțumim frumos, domnul Arapu. E rezolvată automat peste 3 zile. Domnul Golovin. Mulțumesc, domnul președinte. Eu aș fi vrut să-i aduc aminte lui domnul Munteanu că asta nu este decizia și hotărârea primarului general de Chișinău, cum s-a exprimat dumnealui, a Consiliului Municipal Chișinău, care a primit decizia de a procura acest turn, domnul. Și nu trebuie de făcut aceste lucruri. Eu înțeleg că ne-am intrat deja în campanie electorală, de eu cred că nu e cazul să faceți. Domnul deputat, nu am spus acest lucru. În calitate am de fost primar, cunosc foarte exact responsabilitatea organului deliberativ și executiv de la orice nivel și vă mulțumim că inclusiv în calitatea dumneavoastră de consilier municipal ați susținut aceste inițiative care nu au absolut nicio culoare. Vă mulțumim frumos, domnul Munteanu. Vă mulțumim frumos, domnul Munteanu.
Se invită la tribuna principală domnul Ștefan Creangă, președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, ca să prezinte rapoartele Comisiei pentru ambele proiecte, 61 și 62 din 10 martie 2015. Mulțumesc, domnul președinte, onorat parlament, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege numărul 61 privind importul unei autospeciale, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către domnul Munteanu și doamna deputat Corina Fusu și comunică următoarele. Proiectul de lege prevede permiterea cu titlul de excepție primăriei municipiului Chișinău de a introduce în Republica Moldova autospecială pentru dezăpezire de model Mercedes-Benz, acordată cu titlul gratuit donație de către primăria orașului Mannheim din Germania, cu scutire de plata dreptului de import și fără drept de înstrăinare. Scopul proiectului de lege este de a îmbunătăți parcul de autospeciale destinat dezăpezirii drumului din municipiul Chișinău. Reieșind din cele expuse, Comisia Economiei, Buget și Finanță propune proiectul de lege privind importul unei autospeciale spre examinare Parlamentului și adoptare în prima și a doua lectură ca fiind lectură finală. Mulțumesc. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Nu sunt întrebări în adresa Comisiei. Domnul Creangă, vă mulțumim. Mai am unul. Aveți și pe numărul 62, bineînțeles. Dați citire sau îi prezentați raportul? Da. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi deputați, onorată asistență, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege privind importul unei autospeciale, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către deputatul Valeriu Munteanu și deputatul Corina Fusu și comunică următoare. Proiectul de lege prevede permiterea cu titlul de excepție primăriei municipiului Chișinău de a introduce în Republica Moldova autospecială pentru intervenții la lichidarea incendiilor achiziționat de către compania Bronto Skylift UAI AB din Finlanda și livrată de către MAN Import în România. Necesitatea autoturnului pentru intervenții la lichidarea incendiilor iese din situația privind protecția împotriva incendiilor în blocurile cu multe etaje, unde sistemele automate de semnalizare a incendiilor, sistemele de evacuare a fumului în caz de incendiu și pompele pentru ridicarea presiunii în rețeaua interioară de apă pentru stingerea incendiilor sunt nefuncționale în cazul incendiilor. Iar asigurarea evacuării persoanelor și stingerea incendiilor este dificilă. Totodată, urmare a concretizării efectuate, se propune de exclus din textul proiectului cuvintele și livrate de către MAN Import din România. Reieșind din cele expuse, Comisia Economiei, Buget și Finanță propune proiectul de lege privind importul unei autospeciale spre examinare Parlamentului și adoptare în prima și a doua lectură ca lectură finală. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Nu sunt întrebări nici pentru cel de-al doilea proiect, numărul 62. Vom trece la procedura de vot. De ce rugăminte este ca deputații să ia locul? Se propune aprobarea pentru primă lectură a proiectului de lege privind importul unei autospeciale, numărul 61 din 10 martie 2015. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. Proiectul numărul 61 din 10 martie 2015 a fost aprobat în primă lectură. Majoritatea. Se supune votului pentru a doua lectură și aprobarea finală a proiectului de lege privind importul unei autospeciale numărul 61 din 10 martie 2015. Cine este pentru, vă rog frumos să votați, iar numărătorii să prezinte rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 24. 27. Sectorul 3, 27. Cu 78 de voturi, proiectul de lege privind importul unei autospeciale a fost votat și aprobat în lectura a doua și finală. Se supune votului proiectul de lege privind importul unei autospeciale numărul 62 din 10 martie 2015 în primă lectură. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Majoritatea, proiectul de lege a fost aprobat în primă lectură. Se supune votului pentru a doua lectură și ultima, proiectul de lege privind importul unei autospeciale, numărul 62 din 10 martie 2015. Cine este pentru, vă rog frumos să votați, iar numărătorii să dea rezultatele. Sectoare. Sectorul 24. Sectorul 3, 28. Sectorul 3, 25. Cu 77 de voturi, proiectul de lege privind importul unei autospeciale a fost votat în lectura a doua și ultima, proiectul numărul 62 din 10 martie 2015. O întrebare în plenului. Ordinea de zi a fost epuizată, dar astăzi este joi și avem ora guvernului.
continuăm cu ora guvernului sau este amânată ora guvernului? În situația în care nu va fi quorum, vom fi obligați să oprim ședința. Iată de ce, haideți în afară de... se supune votului propunerea de amânare a oroguvernului pentru următoarea ședință de joi. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Majoritatea. Noi vă mulțumim frumos pentru reprezentanții guvernului care au venit în plen să țină piept întrebărilor și interpelărilor deputaților din Parlament și vă rugăm să reveniți data viitoare sau să transmiteți răspunsurile eventual în scris, coordonând cu cei care au solicitat. În același timp, dragi colegi, onorat plen și cetățenilor din Republica Moldova, le urăm sărbători frumoase, frumoase sărbători de Paște și ne revedem după sărbători. Toate cele bune, Dumnezeu să ne aibă în pază. Ședința este închisă.